Mai mulți polițiști au ieșit în stradă să protesteze în fața prefecturii din Mehedinți. Protestele vin la scurt timp după ce noul premier Florin Câțu a anunțat că îngheață veniturile salariale ale lucrătorilor din sistemul de ordine publică și securitate națională, având în vedere că salariile polițiștilor și cadrelor militare sunt raportate la norme desființate din anul 2009. Demisia! Sindicatul polițiștilor Europol din Mehedinți împreună cu Sindicatul Europol al polițiștilor de frontieră și Sindicatul Național al polițiștilor de penitenciare din Drobeta Turnu Severin au desfășurat o acțiune de protest în fața prefecturii din Mehedinți pentru a-și striga nemulțumirile față de guvernul Câțu. Noi ca funcționari polițiști suntem obligați să respectăm legea, așa să facă și guvernul. Au aplicat această lege salarizării inclusiv președintelui, guvernanților, parlamentarilor, Ministerului Sănătății, la toți. Numai nouă nu ne-au dat, că auzi că noi suntem mai prost sau mai fraier. Pe de altă parte, se leagă de pensii, de salarii. Știți cumva ce pensii au magistrații? Vă doare capul dacă aflați. Tocmai pe acestea le-au indexat. De ce? Le e frică de magistrați? Păi tot la pușcărie o să ajungă. Că după cum vedeți, vorbesc de solidaritate și domnul Alexe ia 22 de tone mită de tablă. Păi cum poți tu să încerci mie guvern care mă trimis la pandemie fără mască, fără nimic și să-mi spui să fiu solidar? Cu cine? Adică să fiu al mai prost? Nu mai putem suporta acest tratament discriminatoriu. Este o discriminare. Guvernul Câțu, am impresia că nu știe pe ce lume trăiește. Nu poate să-și bată joc de un sistem de siguranță națională și ordine publică. Cum știți, Federația Publicistă a declanșat încă din 31 decembrie 2020 acțiuni de protest la nivelul întregii țări. Fiind nemulțumiți de ordonanța adoptată de guvernul Câțu, noaptea ca hoții, să zicem așa, care au înghețat salariile din sistemul bugetar. Nemulțumirea noastră vine din faptul că noi, sistemul de ordine publică, siguranță națională, suntem singura categorie care am rămas ancorat la salarizarea din 2009. Deci noi, practic, în acest moment suntem salarizați la nivelul anului 2009. Nici măcar la nivelul anului 2017. Sporurile noastre se raportează la nivelul anului 2009. Nu putem în anul 2021 să plătim la nivelul anului 2009. Ne cereți performanță, ne cereți să fim ca polițiștii din Uniunea Europeană, însă ne plătiți la nivelul anului 2009. Așa ceva nu se mai poate. Polițiștii au avut steaguri, pancarte și vuvuzele. Aceștia cer decât respectarea legii. Protestăm astăzi pentru înghețarea salariilor, adică neaplicarea legii 153 pe 2015. Noi eram în etapa de acordare a tranșelor pentru ajungerea pe grila de salarizare din 2022. Nu mai vorbim de alte sporuri. Prioritatea noastră este punerea în plată a legii și aplicarea legii 153 pe 2015. Să se respecte legile în vigoare. Exact. Nu cerem nimic în plus decât respectarea cadrului legal în vigoare. Oficialii solicită creșterea salariilor în raport cu creșterea salariului minim pe economie. Aceștia sunt furioși pentru că nu au primit suport de coronavirus, în timp ce angajații din prefectură sau din educație au beneficiat de acest lucru. Mulți polițiști și-au pierdut viața anul acesta în lupta cu boala. Protestul lor a fost organizat legal. Oamenii legii au respectat normele de distanțare socială și au purtat mască. Astfel de proteste au fost anunțate și în alte orașe din țară.